Aici Chișinău, Radio Moldova, programul 1. Este ora 9. Hei, Moldova, Moldova, mea Moldova, bine ai spus. Ne ducem să curățăm satul Pecești de gunoi, da? Da. Și ia o capră, o capră, curățeți-o. Я прямой репортаж прямо отсюда. Здесь 11 класс. Дай пачкану пачник из них. Шастай Мария Чемехарника, пропщий Мехарки, стамуя. Так, я не знаю, меня стала уречь, где-то мы играли. Это Мария. Вот сок, хуй статус, да, хуй мы грызть. Вот хуй статус, ваш. Uitați, lumea care spală aici totodată și lasă și el mai mari râsuri. Și noi suntem nevoiți să le curățăm. Nu vă temți, nu faci nici cuva și ăsta, e cu mine. Dârză! A, ta mai pachetă, da? Yeah. Все, начинаем работу. Все, nu știe. Да уж, и свекла, и на машину. Ай, Молдова! Работай, работай. Работай, да. Я бот апа дим фонтан аста. Ну, изворош ты дин аста, дин руб. И отскусом мы, да? Точно. Scoate botarhile și șlăi măscă. Ai văzut când ce la? Da. Da. Păi te trăsul din gradinul îl dau în râpă, în râulețul nostru, afluent râulețului Cogâlnic. Precum știm, râulețul Cogâlnic izvorăște din pădurea de Salcâni, da? Din pădurea de Salcâni. Și uitați afluentul râulețului Cogâlnic și poluat. Hai, las culoarea, dă-i să vadă. Sta cu astea toată până. Păi și ăla nu-i sectorul, și ăla tot e grădina omul, așa unii râs și ăla. Da. Și de acolo să-l aduc aici înapoi, da, că-i zis. Știți, acolo unii, noi am mers numai pe râb, dar acolo era un câr de bărdac, am strâns. Nu, o grămădoaică de șerși, steclă. Să știți că cele mai frumoase cadre au rămas după cadru. Da. Adică noi munca cea mai asudată, mai grea, n-am filmat-o că ne-am pus... E urât. Într-adevăr ați văzut câinele și ăla mai scurt e strășnișii. Da, băi. Ne-am pus masca așa iar și am prins să filmat câine. Dumneavoastră e cel mai mare reporter din Pecești, ia ca un descoper fața. Păi nu, așa, uitați-vă, lângă mine colega mea Maria, noi suntem clasa 11, suntem cei mai harni și maladeți. Tax, uitați-vă, lângă mine stă ăsta, Grigore Musteață. Unde măi, scoate masca, noi nu mă murdări. Miroase. Uite, lasă-mă mirosul, mă, că ești de la țară. Uite așa, da. Hai, Moldova! Păi ce mai facem? Hai, cu toți împreună ne filmăm. Și, stai că n-am mănuș. Asta e mănușa mea? Stai că am și-o pun. Asta am în două ușe, da? Aici tot e o fetiță, Harnikov, demo, cheamă Luda Borș. Luda, spune noroc la țară. Lasă ei tăți exemplu de la tine că tu ești cei mai harnică. Una din cele mai harnice. După dânsa este și Marta. Și Maria Racu, tot o fată foarte harnică. Cu noi mai este și... Nu, dar și funcții. Dirigenta noastră, Dorafion. Ale, uitați-vă și lucru foarte murdar avem. Și acolo un cuncune, așa? Lucru merge în toi. Uitați-vă. Este ani de zile, numai datorită organizației Halm Moldova sau cum acolo. Și acestor minunate costume și acestor foarte frumoase fete
Noi am ieșit aici, că noi n-am ieșit să facem curat, noi am ieșit să ne uităm la fetele astea frumoase. Băieții, dar fetele au venit să uite la băieții cei frumoși. Da, da. Nu, nu de curat, noi nu de dracu curatul ăla ieșit aici. Uitați-vă și grămăjoar, uitați-vă și urât, uitați-vă și... Eu nu știu și fel de om trebuie să fii să faci așa... Așa de șeuri să leșe pe... Spre fața pământului. O, șleom pațul ăsta în parcă pe mărimea mea. Ia să leș, să-l pun la uscat. Hai, Moldova! Uite la Lenoș, hai Lenoș și la Crașe. Let me hear from the back. Let me hear from the back. Let me hear from the back. Let me hear from the Nu răzbadeam. Răzbate. Cine sunt stele ciorăperi? Unii ciorăperi mine? Leocul ăsta e uite. Leocul ăsta... Uite așa, viața noastră e grea. Îmi schimbăm ciorăperi. Dar eu ciobote, nu? Uite așa e viața de Hai Moldova, de activist, de voluntar. Și domnul Brân nu a făcut nici în viața lui. Uitați ce am făcut noi. Cât a făcut el în toată viața lui, am făcut noi într-o zi, în jumătate de oră. Ia că asta e lucru voluntariat, nu vin și stau pe scaune și nu și mai... Și. Doamne, Dumnezeu! Ieși mai înainte, Olea, ca să vezi. Mișoai! Adem la picnic! Deci măi, frate, am! Mai scurt e mai mare bărdac decât la Japonia, la Fukushima. Ia că bat șclopotele de la biserică. Asta înseamnă că știu ce mai e. Măi, Vasile. Și da unii grebă, unii grebă. Auzi, Vasile, Я не рот дала, где поле, а полностью света идет. Да, ты будешь просто посещаешь. Я не знаю, где поле. Да, не дикнику. Паркет. Берут, давай. Ой, я смотрю, сейчас я слышу. Ходи там. Ой, зарабатывай. Отси. Moldovanu cu brânceanu! Transnistria și Basarabia s-au unit! Zipa rusca, Moldovanu! Da, mă iubim Moldovu, mă abidineaimse naconesta, da? Da, da! Smirnov, к чертву, Воронин тоже! Мы без них справимся, да? Yes, yes! Бачу Молдован și cu cel brânceanu! Мări se vorbiră și se sătuiră к насу mai mare pe cel Moldovan! Chiar dacă mi-e o tombă, cei cu inima română, să unim hora, frății, pe pământul României. Freamătă frunză în vânt, murmură apa în râu, sticul plecat la pământ, vălură
fiul codrului sunt, liber ca pasărea-n zbor. Doina haiducului cânt.